Scumpă domnișoară și domnule student, mă întrebați despre Basarabia. Este pământul cel mai urgisit de pe planeta Terra și poporul cel mai torturat din istoria universală. Aceasta este concluzia cercetărilor noastre ale legii pentru apărarea adevărului istoric. Basarabia e în același timp provincia sfântă a poporului român și rana mereu dureroasă a statului român. Istoria tragică a Basarabiei a început în anul 1812 și reprezintă un caz clasic de înțelegere a marilor puteri pe seama statelor mici. În acea epocă, mari puteri erau Franța, Anglia, Austria, Rusia și Turcia. Ultimele două se aflau în conflict de la 1806. La începutul acelui război, conform unui acord secret franco-rus, Moldova și țara românească au fost ocupate de trupele ruse. Tratativele de pace între Rusia și Turcia s-au încheiat la București prin intermediul bogatului negustor Manuc Bey, reprezentantul țarului fiind generalul Cutuzov. Deoarece Napoleon I începuse marea lui campanie spre Rusia, Alexandru a grăbit încheierea păcii cu turcii. În urma acesteia, teritoriul dintre Prut și Nistru a fost anexat la Rusia. Denumirea de Basarabia vizase inițial zonele de sud, dar apoi a fost extinsă la nivelul întregului teritoriu. Încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, un călător rus numise aceste ținuturi Pământul Făgăduinței. Lui Manuc, locul în care în 1812 rușii și turcii au căciduit soarta Basarabiei pentru aproape 200 de ani. E un moment zguduitor în istoria națiunii noastre, care a marcat destinul întregii națiuni, nu numai a noastră, a basarabenilor. Și eu cred că această întâmplare tragică din istoria noastră nu trebuie dramatizată la nesfârșit. Trebuie să luăm act de tragedia care s-a întâmplat și să ne gândim că timpul care ne stă în față trebuie să vină pentru a aduce reparația istorică necesară. Eu vreau să apuc momentul când vom reveni aici la Hanul lui Manuc, nu pentru a plânge, ci pentru a servi o halbă de bere după ce vom reuși readucerea Basarabiei acasă. Locuitorii Basarabiei trebuiau convinși la 1812 că sub oblăduirea noului stăpân, viața lor se va îmbunătăți în toate aspectele. A fost doar o strategie de început, pentru că în tot veacul al XIX-lea și la începutul celui următor, s-a desfășurat în Basarabia o politică de rusificare forțată a populației autohtone, menită să ușureze consolidarea stăpânirii străine. Și totuși, geniul rasei noastre, așa cum se exprima la 1918 Alexandru Marghiloman, a permis basarabenilor să-și păstreze identitatea națională și atunci când șansa le-a surâs, au revenit la trupul țării mamă. S-a întâmplat în 27 martie 1918 pe stil vechi. Statul român se afla atunci într-un mare impas și hotărârea basarabenilor a fost o geană de lumină. Din România se întorsese la Chișinău un basarabean de viță. În această casă a locuit o vreme la Iași cunoscutul luptător pentru unirea Basarabiei cu România, Constantin Stere, personalitate remarcantă a culturii și a vieții politice din țara noastră de la începutul secolului trecut și până la mijlocul acestuia.
înainte de a pleca la Bucov, lângă Ploiești. Ceea ce putem sublinia aici, în acest moment, este faptul că am menținut legătura permanent cu luptătorii din Basarabia în 1917-1918. A fost un factor de legătură deosebit de important între acești luptători și factorul politic de la Iași. În preajma Unirii, la 27 martie, a plecat la Chișinău și împreună cu ceilalți luptători a avut un cuvânt important în adoptarea hotărârii de la 27 martie și în același timp adoptarea unor reforme democratice, precum reforma agrară. Comisarii lui Lenin au decis ruperea relațiilor cu țara noastră și confiscarea tezaurului românesc trimis spre păstrare în Rusia. Dezarmarea bandelor bolșevice aflate în Basarabia înainte de realizarea unirii cu România a atras o replică dură din partea guvernului de la Petrograd. Ambasadorul nostru de acolo, Constantin Diamandii, a fost arestat și a ajuns în România după un lung ocol prin țările Nordului. Oricum, noua putere de la răsărit nu s-a împăcat niciodată cu ideea că Basarabia a revenit în hotarele statului român. De altfel, în plan extern, comuniștii continuau politica țarilor. După crearea sa în 1922, URSS-ul va milita continuu pentru revenirea la situația dinainte de 1918. În anul 1924, Moscova a încercat o versiune împotriva țării noastre folosindu-se de Partidul Comunist din România. Nu i-a reușit, dar insuccesul nu a făcut-o să renunțe. Socialista autonomă moldovenească cu capitala la Balta, iar în 1929 la Tiraspol, aceasta fiind subordonată Republicii Sovietice Socialiste Ucrainiene. Această mică republică va deveni capul de pod al Moscovei în ceea ce ea numea problema Basarabiei. De câte ori, în următoarele decenii, rușii vor simți că scapă de sub control situația în teritoriul dintre Prut și Nistru, vor acționa din Transnistria. Destinul tragic al pământului românesc dintre Prut și Nistru va continua. O nouă împărțire secretă între cei mari, pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, îi va pecetlui soarta pentru aproape o jumătate de veac. În baza acestei înțelegeri, Basarabia va fi reluată de URSS în vara anului 1940. Împreună cu alte teritorii românești, va fi recucerită de statul român în 1941, iar după 1944, Stalin va pune din nou gheara pe ea. Chiar și în granițele vastului Imperiu Sovietic, Basarabia va fi ciuntită, nordul și sudul ei fiind integrate la Ucraina. Stalin și urmașii săi de la Kremlin au continuat politica de rusificare a basarabenilor. Moscova încerca să contrabalanceze astfel efectele pozitive ale revenirii Basarabiei în hotarele firești între anii 1918-1940 și 1941-1944. Și aceasta pentru că fuseseră făcuți pași importanți din perspectivă românească în sensul îmbunătățirii situației acestei provincii cu o istorie atât de urgisită înainte de 1918. Se știe că în Basarabia guvernanții români ai perioadei interbelice au făcut și greșeli. Erau trimiși în aparatul administrativ de aici și funcționari corupți înclinați spre abuzuri și samavolnicii. Anumite excese au făcut și unii din membrii jandarmeriei. Antonescu a încercat să înlăture corupția, dar a fost nevoit să acționeze în stare de război. De altfel, el și colaboratorii săi apropiați au plătit cu viața pentru că au îndrăznit să elibereze Basarabia. Între 1944 și 1946, mulți refugiați basarabeni au fost trimiși înapoi chiar de către statul român în calitate de cetățeni sovietici. Era prețul pe care trebuiau să-l plătească Moscovei, tovarășii de drum din România, pentru a-și arăta devotamentul față de noul stăpân. În timp, s-au acumulat destule frustrări ale basarabenilor față de patria mamă.
regimul comunist din Basarabia a fost unul dintre cele mai dure și a adâncit aceste nemulțumiri. Se părea că, la un moment dat, instinctul național al basarabenilor s-a topit în cazanul încins al Imperiului Roșu. Și totuși, la întâia mare cotitură a istoriei, o mare parte a lor a răspuns din nou reflexului național. A fost ca un iureș. Din nefericire, Rusia a știut să anihileze relativ rapid această stare de spirit extraordinară. S-a folosit de bătrâna instituție a KGB-ului de o tehnică a diversiunii atât de caracteristică puterii de la răsărit. Moscova și-a format în deceniile comuniste slujbași zeloși între trecut cinism. Din nou a fost creată o republică în stânga Nistrului, din nou a curs sânge și din nou s-au acumulat păstrări. Și ca întotdeauna, cineva trebuia să plătească. M-ați întrebat ce opinie am despre momentul actual din Chișinău și din Basarabia. Îl definesc votul care s-a dat recent la alegerile parlamentare ca actul de dezesperare al condamnatului la moarte. Nu aveau altceva de făcut basarabenii decât ceea ce au făcut. Vinovăția o are cine i-a adus în această situație. Și cine i-a adus nu este la Chișinău. Este în parte la București și în cea mai mare parte în Occident. Soluția Basarabiei nu este la Chișinău. Soluția Basarabiei este numai la București. Noi suntem aici sub loviturile unei conspirații care vrea să mediocrizeze națiunea română, care încurajează forțele centrifuge în defavoarea forțelor centripete, și această așa zisă reformă, tranziție, are un alt scop decât cel mărturisit și cel afirmat public. Tinerii Basarabiei sunt speranța și așteptarea acestui neam. Dacă lucrurile se vor schimba dincolo de Prut, și trebuie să se schimbe, asta se va întâmpla și datorită lor. Deocamdată ei transportă cărți și reviste românești în locuri unde mulți copii n-au auzit vorbindu-se decât rusește. Sunt fapte mici, dar să nu uităm că Odinioară și Badea Cârțan a procedat la fel, încât reprezentanții Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni îi urmează exemplul străbătând întreaga Basarabie. Noi ne facem multe iluzii române din partea aceasta a Prutului în legătură cu Basarabia. La noi se scriu multe lucruri lirice care nu au nicio legătură cu realitatea de acolo. Din acest punct de vedere, eu sunt sceptic și nu cred că Basarabia va reveni vreodată la țara mamă și în același timp nici nu cred teza potrivit care în august 91 putea să vină. 1. Dacă enumerăm cauza, deci 1. Ar fi. Nu are nicio mare putere europeană, nu are interesul unei refacere a României mari. Cum am mai spus, toate, după prăbușirea comunismului, toate țările mijlocii s-au fărămițat. Cehoslovacia, Iugoslavia, chiar și URSS, și a crescut numai Germania. Nimeni, o Românie cuprinzând și Basarabia, ar dezechilibra aici, pentru occidentali, un raport de forțe. În al doilea rând, am constatat și am și citit în Basarabia s-a modificat substanțial structura populației. Au venit foarte mulți ruși de la Moscova, sigur nu, unii din ei chiar trimis pe repartiție. Acești ruși sunt, de fapt, vârful modernității în Basarabia, trebuie să recunoaștem asta. Ei sunt oamenii de afaceri, ei sunt multimiliardari. Ei sunt cei care dețin mijloacele de presă și de televiziune, mijloace foarte moderne.
Românii, propriu zis, sunt destul de puțini, sau românofilii. Iar și aici noi ne facem o iluzie, presa de limbă română este foarte slabă, este o presă de atitudine, o presă pasionistă, ca și literatura. Și aici este un lucru pe care trebuie să-l coborâm la nivelul, sau să-l reducem în lucilitate. Literatura basarabeană este la nivelul Coșbuc și Sadoveanu. Nu a ajuns încă la modernitate, deși dacă s-ar uni cu cultura noastră, noi suntem mai moderni, mai occidentalizați. M-am obișnuit cumva deja să observ că după orice campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Basarabia, oamenii din țară sau mulți dintre ei dau alehamete din mână sau încep să plângă și să zică adio Basarabia, totul este pierdut, nu e nimic de făcut, rușii sunt mari, noi suntem mici, blestemul istoriei și așa mai departe. Eu sunt aici pentru a mă convinge încă o dată că această stare de spirit este prezentă și după campania electorală din acest an și pentru a vă spune că Basarabia nu este pierdută din câteva motive fundamentale. Nici o putere nu poate schimba datele esențiale de Basarabie. Noi suntem acolo două treimi. Elementul dinamic, care înseamnă tineret, înseamnă intelectualitate, înseamnă oameni de afaceri, este pro-european și este pro-românesc. Din succesele de moment, pe care, bineînțeles, evident le-am înregistrat, nu trebuie să ne descurajeze. Ele trebuie să fie un preludiu pentru victoriile de mâine, care vor veni neapărat dacă știm să construim așa cum trebuie, coerent, reușitele de mâine. Într-adevăr, nu este deloc simplu pentru noi cei care suntem în cealaltă parte a Prutului, fiindcă eu, de exemplu, m-am născut odată la o margine de Imperiu și la un apus de Imperiu, iar fascinația fenomenul românesc a fost atât de puternică, încât îmi ajunge combustie pentru toată viața, și mie, și generației mele, și mai ales celor care vin după mine, fiindcă nu trebuie să uităm că cea mai mare revoluție care s-a produs în ultimii 10 ani în Basarabia este cea care ține de educație și cultură. 10 ani și ceva de școală românească în Basarabia este o realizare extraordinară. Basarabia ar fi putut fi menținută în continuare sub stăpânire rusească doar prin forța armelor, doar prin teroare, doar prin dictatura unui partid unic. Acum însă, când există totuși o oarecare liberalizare a sistemului politic din Basarabia, când există totuși o deschidere spre lume și spre România, oamenii pot să se încadreze fără prea mari riscuri în curentul de opinie românesc, care capătă și contur politic, bineînțeles, și având în vedere contextul european, contextul internațional și situația din regiune, fără a forța nota, fără a ne isteriza, fără a dramatiza prea tare lucrurile, trebuie să ne urmărim neabătut ținta, să afirmăm de fiecare dată, așa cum spre lauda conducerii României, o spun fără niciun fel de ironie, o face administrația de astăzi României, accentuând caracterul românesc al Republicii Moldova și pedalând pe sintagma cele două state românești, ceea ce trezește furie în cercurile guvernante de la Chișinău. Eu cred că perspectivele sunt frumoase, eu cred că chiar dacă Republica Moldova astăzi este în coada Europei și la nivelul de viață și la gradul de sărăcire și chiar la nivelul de mortalitate, este pe primul loc în Europa, este o situație dramatică, dar reparabilă. Nu este deloc momentul să credem că un imperiu dezagregat poate să se relanseze și să devină ceea ce a fost altădată. În prezent a apărut o problemă dramatică pentru a obține călătorii fără vize în spațiul Schengen. Românii de dincoace de Prut trebuie să purcea de la securizarea graniței cu Republica Moldova și cu Ucraina. În ambele situații sunt români dincolo de această graniță și mai grav că sunt în Republica Moldova, însă contrar a ceea ce se vântură prin presă și prin politică, eu cred că nu avem încotro. Comisarii de la Bruxelles sunt neiertători pe această temă și nu ne vor ierta, adică nu ne vor lăsa dacă nu vom ridica un fel de zid al Berlinului
pe Prut. Nu există foarte multe opțiuni pentru viitorul Moldovei. Și, repet, cred că trebuie aleasă calea pragmatică. Trebuie ales favorizat calculul care să permită Chișinăului o existență europeană și sigură, chiar dacă este undeva pe muchea unor conflicte ce opun tabere diverse, realități citite diferit sau interese particulare. Moldova are un destin istoric indisolubil legat de destinul istoric al României. Nu mai este un secret pentru nimeni, este o axiomă. Dar imaginați-vă însă ce ar însemna ca în absența unei bune și inteligente politici la Chișinău, Prutul să se transforme dintr-un argument geografic oarecare într-o graniță reală. Perdantul principal nu este neapărat România, este în primul rând Moldova. Și în plus, aceasta semnează, practic, actul unei separații. Impresia mea e că decizia politică, în cazul în care există, în ceea ce privește destinul Moldovei, nu trebuie neapărat căutată la Bruxelles sau la București, ci în primul rând la Chișinău. Acolo unde inteligența politică de moment trebuie să primeze, unde comandamentul salvării statalității, al suveranității statului trebuie să fie deasupra oricărui calcul de conjunctură. O situație nouă s-a creat prin victoria comuniștilor în alegeri, în recenta victorie. Și aici nu sunt de acord cu multe poeme, așa se scrie în presa noastră, și cu multe declarații patriotarde ale politicienilor noștri. Acolo s-a votat în condițiile unei disperări, a unei sărăcii absolute, a unei fărămițări a politicienilor români, fie din cauze exterioare, fie pentru că așa o fi firea noastră, că suntem dincolo de Prut, că suntem dincoace, că suntem la ambasade, nu știm unde suntem noi români, nu putem decât să ne certăm, să ne părtim în partidulețe, pe când rușii au fost uniți și mai ales comuniștii din moldoveni, românii, au fost fărămițați, au pierdut timp de un an să-l dea jos pe Lucinski, după asta să dea jos pe fiecare și în felul acesta au ajuns până la urmă ca să voteze pe comuniști. Uneori, o călătorie a unui demnitar român spre Basarabia reprezintă o încercare temerară. Punctul zero al istoriei teritoriilor dintre Prut și Nistru îi găsește pe români pradă deznădejdii, resemnării și renunțării. Întotdeauna cei mari s-au înțeles pe seama celor mici. Acestora din urmă le rămâne doar speranța. Ea trebuie întreținută mereu și poate că pragmatismul va oferi șansa unui viitor mai bun. Poate. Domnul premier, cum poate un fost prim-ministru să ajungă în teritoriul românești din sudul Basarabiei? Da, o întrebare interesantă și asta îmi reamintește de ce s-a întâmplat când am încercat, într-adevăr, să ajung în sudul Basarabiei împreună cu un grup de tineri pe care erați și dumneavoastră, unde am fost opriți la graniță de doi plutonieri, cred că erau, după șepci, în ideea că nu fuseseră anunțați de această venire. Mie mi s-a părut foarte curios și, în orice caz, este contra prevederilor chiar tratatului româno-ucrainian. Așa, în paranteză fie spus, vă dați seama ce ar fi fost dacă România ar fi procedat așa față de un fost prim-ministru maghiar care vrea să vină în Transilvania, să vină minoritatea maghiară. Dar observ că relația România-Ucraina este slabă din acest punct de vedere și regret că s-a întâmplat acest lucru, pentru că eu am fost totdeauna deschis spre existența unor relații corecte în care minoritatea românească să fie corect și după standardele europene apărat. Aș vrea să spun așa ca o concluzie și într-un fel, un fel de mesaj pentru cei de dincolo, de Prut, din Republica Moldova.
Concluzie care apare din alegerile, rezultatul alegerilor recente. Dacă românii nu vor înțelege, românii dincolo de Prut, nu vor înțelege că ei reprezintă o singură abordare, deci o abordare unică și un singur interes legat de propășirea neamului românesc, probabil nu se va reuși niciodată ceva în sensul acesta. După părerea mea, niciunul din partidele respective nu este deasupra celorlalte, indiferent cât este de puternic sau nu la un moment dat. Deci românii ar trebui să învețe lecția unirii, în primul rând, în interiorul granițelor statului Moldova. După părerea mea, trebuie să ne păstrăm sângele rece, trebuie să avem relații diplomatice bune. Ținând cont de pragmatismul comuniștilor, nu cred că trebuie să trântim toate ușile și, ca să închei, trebuie să trecem neapărat de la vorbe mari, măcar la fapte, chiar dacă mici. Dacă nu ne vom putea uni, măcar să nu ne înstrăinăm unul de altul. Cred că acest lucru poate fi făcut fără a deranja pe nimeni și fără a ne costa prea mult. Aceste cărți și reviste vor merge în curând în Basarabia.